procentul de promovare la examenul de bacalaureat a fost de 66,75%, în creștere față de anul precedent, când procentul de promovare a fost de 64,3%. Elevii noștri au obținut medii bune și foarte bune, s-au obținut și o medie de 10. La evaluarea națională, procentul de promovare a fost de 71%, un procent bun, se încadrează în media națională. El se menține constant în comparație cu anii precedenți. Elevii noștri au obținut 5 medii de 10 la evaluarea națională. În acest sens, aș putea remarca faptul că, deși a fost un an foarte dificil, un an în care și elevii, și părinții, și profesorii au trebuit să își adapteze metodele de lucru la situația creată de pandemia generată de virusul SARS-CoV-2. Cu toate acestea, rezultatele au fost bune. Profesorii au încercat și au găsit metode de predare astfel încât să se obțină rezultate peste media națională. A trebuit să ne adaptăm cu toții. N-a fost simplu, nu este simplu. Important este că în prezent cele mai multe școli își desfășoară activitatea față în față și sperăm ca în continuare acest lucru să se întâmple. Dacă tot ne referim la situația creată de această pandemie, aș putea să vă spun că în ultima săptămână de școală toate unitățile școlare au desfășurat activitatea față în față, cu excepția centrului de excelență, care a desfășurat activitate online. Acesta este un lucru bun, este un lucru îmbucurător și sperăm ca și în anul următor activitățile didactice să se desfășoare preponderent față în față, bineînțeles, exceptând situațiile create de eventuale infectări în rândul elevilor sau cadrelor didactice. Rata de vaccinare la nivelul personalului ce lucrează în unitățile de învățământ este una mare, este una ce depășește media națională, este o rată de peste 75% și aș putea să vă spun chiar că se apropie de 80%. E un lucru bun, singurele soluții pentru a ne relua activitățile așa cum o făceam înainte depind de rata de vaccinare în rândul personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, dar și în rândul părinților, elevilor, acolo unde este cazul și al bunicilor. Este foarte important această rată de vaccinare pentru că și în cazul în care se pot infecta cu acest virus părinți, elevi, profesori și așa mai departe, din studiile efectuate la nivel mondial, reiese faptul că persoanele vaccinate dezvoltă forme mai ușoare și trec mai ușor prin boală. Un alt aspect foarte important este acela legat de testare. Testare care în prima parte a anului era făcută pe baza unor teste rapide, ușor invazive. La un moment dat, spre finalul acestui an calendaristic, întreaga societate civilă a căzut de acord asupra faptului că este foarte important să înlocuim aceste teste rapide, ușor invazive, cu teste rapide, cu teste non-invazive pe bază de salivă. Acestea au fost achiziționate și distribuite periodic către unitățile școlare. Fiecare unitate școlară având posibilitatea de a stabili modalitatea în care se face această testare. Testarea poate fi făcută la școală sau acasă de către părinți. Este foarte important
este foarte importantă această testare, pentru că alături de vaccinare reprezintă o modalitate prin care putem depăși cât mai rapid posibil efectele negative create de această pandemie. Câteva lucruri legate de activitatea inspectoratului școlar, cum ar fi implicarea inspectoratului școlar în proiecte europene. Aici să știți că se desfășoară o activitate intensă. Proiectele europene vizează mai multe direcții. Una dintre direcții a fost cea legată de achiziționarea de tablete de îmbunătățire a infrastructurii. Sunt proiecte europene dezvoltate de minister, de către Ministerul Educației, de către Inspectoratul Școlar și de către unitățile școlare. Pot să vă spun că foarte multe unități școlare au depus și au implementat proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale, achiziționându-se astfel table inteligente, tablete, laptopuri pentru elevi, tablete grafice și toate cele necesare îmbunătățirii acestei infrastructuri. Au fost distribuite, v-am spus, tablete în fiecare unitate școlară pentru elevi, acestea provenind din mai multe surse, de la Ministerul Educației, de la unitățile administrativ-teritoriale și achiziționate în urma unor proiecte, derulării unor proiecte europene. Un alt lucru foarte important este acela legat de activitatea inspectoratului școlar în privința proiectelor europene. A fost obținută o acreditare Erasmus. Acordarea acestei acreditări Erasmus confirmă faptul că solicitantul, în speță inspectoratul școlar, a elaborat un plan Erasmus de înaltă calitate în cadrul unui efort amplu de a-și dezvolta organizația pentru o perioadă mai îndelungată, 2021-2027. În cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj se desfășoară două proiecte europene POCU, proiecte de amploare, în care sunt implicate câte 10 unități școlare. Sunt proiecte europene ce au ca temă accesul la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala. Este foarte important pentru noi să oferim educație nu numai elevilor aflați la vârsta corectă, să spunem așa, ci și celor care, din păcate, din anumite motive, au ratat acest obiectiv la timpul potrivit. Se vor forma pe cele două proiecte câte 520 de persoane aparținând personalului didactic și de sprijin și de asemenea câte 600 de persoane aparținând categoriei tineri adulți ce beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație. Cu siguranță, pe termen lung, acest proiect va genera un efect pozitiv și va crește șansele de ocupare și integrare pe piața muncii a celor formați prin acest program. Aș vrea să urez colegilor mei, părinților, elevilor, tuturor, sănătate multă și un an cât mai bun. La mulți ani!